Planul cadrul pentru clasele 5-8 a fost publicat pe site-ul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și se află în dezbatere publică din 23 decembrie 2015, după perioada de dezbateri de la nivel județean, în perioada 23 ianuarie-7 februarie, se va face analiza propunerilor primite în cadrul procesului de consultare și revizuirea proiectului de plan cadru. În această perioadă, Inspectoratul Școlar organizează întâlniri cu cadrele didactice de la nivelul gimnazial pentru a stabili, în urma unor dezbateri, care este varianta de plan cadru pentru învățământul gimnazial, începând cu anul școlar 2016-2017. Când spun plan cadru, mă refer la numărul de ore alocat fiecărei discipline săptămânal și, repet, de data aceasta este vorba de clasele 5-8. Proiectele sunt în dezbatere publică până pe 23 ianuarie, urmând ca varianta finală să fie avizată de Institutul de Științe ale Educației între 8 și 10 februarie. Una dintre variante, de exemplu, prevede ca la disciplina Limba și Literatura Română să se reducă cu o oră numărul de ore de studiu săptămânal și, în schimb, să fie introdusă o oră de educație pentru drepturile copilului. Acesta este un exemplu. O altă modificare vizează numărul orelor în care copiii ar trebui să facă mișcare la școală. În variantele de plan cadru, sportul pierde o oră pe săptămână, fie la toate clasele, fie la o parte din ele. În schimb, ar urma să apară materii noi. Conform legii educației, elevii de gimnaziu vor avea obligatoriu ore de informatică. Educația pentru sănătate devine și ea materie, dar opțională.